Un concert de colinde a organizat ieri și Episcopia Hușilor. Evenimentul, intitulat Bun ești, Doamne bun, a avut loc în Catedrala Episcopală Sfânta Mare Muceniță Kiriaki din Vaslui. Concertul de colinde Bun ești, Doamne bun s-a desfășurat în prezența preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Cântecele de stea au fost interpretate de ansamblul de copii Eden din Bârlad, grupul psaltic Sfântul Grigorie Palama, corala Fantazia din Vaslui, grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Kiriaki al Catedralei Episcopale din Huș, precum și de Teodora Panainte. Și ne lasă gazdă în casele lui Doamne, și ne lasă gazdă în casele lui Doamne. La final, preasfințitul Părinte Ignatie a mulțumit colindătorilor și a adresat un cuvânt de învățătură în care a explicat conotația termenului boier în colindele românești. Părintele Nicolae Steinhardt este cel care recalibrează sau redă un alt sens acestui cuvânt, pe care noi nu-l mai folosim și în mentalul nostru are, din păcate, o conotație negativă. Când îi spui cuiva că este boier, e ca și cum nu mai poate de bine și sfidează pe toți ceilalți, îi ignoră sau se comportă cu o anumită formă de aroganță. În colinda românească, acest apelativ sau această formă de adresare, de care ne bucurăm cu toții atunci când suntem colindați, înseamnă demnitatea care ne este recunoscută, noblețea cu care noi suntem tratați, atenția și dragostea de care ne bucurăm. Cel care l-a transformat pe om într-un boier, în sensul pe care vi l-am amintit, adică cel care ne-a redat nouă demnitatea, noblețea, frumusețea sufletului nostru, ne-a redat bucuria și pacea, este Hristos. La rândul său, preasfințitul Părinte Ignatie i-a colindat pe cei prezenți la concert, interpretând două colinde specifice zonei Ardealului.